Programul prezentat de Florian Nicolae cuprinde și soluții pentru atragerea de investitori și pentru dezvoltarea economică, inclusiv pentru reindustrializarea orașului. Astfel, candidatul PNL la funcția de primar a avut astăzi o întâlnire cu muncitorii și inginerii din șantierul naval. Încercăm să identificăm oportunități și soluții pentru ridicarea standardului de viață în oraș și pentru dezvoltarea orașului. Nu poate să-l dezvolte decât investiția, da? Investitori serioși și locuri de muncă. De unde? Copiii plecați afară. Locuri de muncă, doamnă. Și acum să vă spun de unde vin locurile de muncă. Trebuie să ajutăm și șantierul naval să se dezvolte. Trebuie să refacem de ADP-ul din oraș, Direcția Administrației Domeniului Public. Nu trebuie să dăm operatorilor din alte județe și noi să rămânem oamenii acasă, șomași și triști. Doamnă Florici, eu stau în 23 de metri pătrați. Ce mi-a dat bani? Unde stați? Ce mi-a dat? Unde stați? Cu tineretul lângă mea să stau. Ați văzut, ce cartier muncitoresc trist avem? Avem. Tocmai de-aia eu... Ce mi-a dat bani? Mi-a trimis copilul în străinătate, de ce? Eu acolo am cabinetul parlamentar. Eu știu cu ce se confruntă giurgiuvenii noștri. Trebuie reindustrializare la orașul nostru, să creăm locuri de muncă. Locuri de muncă pentru investitori serioși, pentru investitori care doresc să ridice orașul, odată cu ei, cu venirea lor, să creeze noi locuri de muncă, să ridice standardul de viață al oamenilor. Constructorii de nave au fost interesați să afle și ce soluții pot fi aplicate pentru pregătirea de forță de muncă și de specialiști. Florian Nicolae a fost însoțit astăzi și de mai mulți membri ai echipei liberale, candidați la Consiliul Local, Adrian Anghelescu, Mihai Matei, doctorul Ladislau Pic, Aurel Georgescu, Gheorghe Bușcu. Am încheiat un contract cu școala ca să nu părăsesc anumiți ani din cantierul naval. Plecam, plăteam contractul, păi acum fiecare face școala și pleacă în străinătate. De ce? Activitățile de sudor și alte activități tehnice trebuie să le facem la solicitarea mediului de afaceri. Pentru că dacă mediul de afaceri nu are nevoie de aceste meserii, noi, cei care școlarizează, au obligativitatea ca o parte din ei să-i redirecționeze, să le găsească un loc de muncă. Sunt multe proiecte de accesat, iar asta le facem dacă ne pasă de oraș. Doar să vorbim, să vin superficial, ca așa și cu dumneavoastră aici, exact cum a spus. Ați avut conducători care s-au aplecat asupra producției și cu dumneavoastră, oameni serioși, ați făcut treabă. Vă mulțumesc că v-ați răpit din timpul dumneavoastră liber. Vreau să vă asigur că domnul Nicolae Florian, viitorul primar al municipiului Giurgiu, este înconjurat de o echipă de oameni serioși, oameni care au confirmat în viața de toate zilele la locurile de muncă și acum, datorită faptului că ne pasă de Giurgiu, vrem să fim alături, să constituim o echipă de consilieri care să poată să se pună în slujba comunității giurgiuvene. Directorul general al șantierului naval, Adrian Patriche, este și el încrezător în potențialul de dezvoltare al municipiului Giurgiu și consideră că acesta va fi utilizat pe deplin. Există infrastructură, e adevărat, care astăzi trebuie reconsiderată, iar un parc industrial în care activitatea industrială să poată să se desfășoare în afara orașului pe o zonă care să permită investitorilor să participe cu investiții majore și cu capital în zona industrială, are șanse ca în viitor să poată deveni o realitate. În cursul vizitei de la șantierul naval, Florian Nicolae a relatat și despre mai multe puncte din programul său. În ceea ce privește sectorul industrial, programul lui Florian Nicolae cuprinde și dezvoltarea parcului industrial existent, dar și înființarea unui nou parc industrial, precum și măsuri eficiente pentru sprijinirea și stimularea mediului de afaceri.